Marele premiu care constă în trofeul Clara Pea Lugoj, România 2016, o să vi-l arăt imediat, și un important, consistent premiu oferit. Este oferit de atașatul de presă al... Nu. Al ambasadorului. Îl mânează, dar nu-i oferit. Păi eu îl mânează. Nu explic acum, deci, pe limba română. Deci, reiau, trofeul Clara Pea Lugoj 2016 va fi înmânat Emanuelei Șerbănați, Vialva, să îți pronunț corect, Briones, Emanuela, eleva profesoarei Zanfir Doina Lavinia, de la școala gimnazială Augustin Maior, din Reghin, iar premiul va fi însoțit de un consistent, consistentă sumă de bani, din partea Rotary Club, sponsorul nostru principal, fără de care, de asemenea, nu am putea să ne desfășurăm activitatea. Rugăm pe reprezentantul Rotary Club să portească pe scenă. Un generos, generos sponsor. The first thing I did this morning was to visit your Museum of History, just to understand Lugoj's history and also the way Lugoj played a part in the history of your country, Romania. And I've been very, very impressed. Prima vizită pe care am efectuat-o aici la noastră în Lugoj, în dimineața aceasta, a fost la Muzeul de Istorie, pentru că am vrut să înțeleg și să aflu câteva despre istoria Lugojului și a regiunii și am aflat cu plăcere că Lugojul a avut un rol foarte important în istoria regiunii și a țării. And when they asked me to come here and congratulate in person some of Romania's future, the youth, I could not resist, so I said immediately yes. Și în momentul în care am fost invitat să felicit și să numesc un premiu tinerilor promițători ai acestei țări, nu am putut să rezist și am zis imediat da. And with Emanuela standing right next to me and a whole bunch of other talented young children here in the audience and your parents, I just want to say that I feel your pride and you should be proud of them. I know for because of my lifestyle that learning languages is something very challenging and frustrating, and music is a language. Când mă uit aici și stau alături de Emanuela și de alți copii și tineri talentați și de părinții lor, știu că sunteți mândri și chiar aveți de ce să fiți mândri de acești copii, pentru că știți, o limbă de învățat este dificil și pot să spun că muzica este o limbă dificil de învățat de asemenea. But hard work produces great results, so keep up the hard work, Emanuela, and all of you. One day you'll make your country proud. So thank you. Dar cu multă muncă vor veni și rezultate nemaipomenite, așa încât îi sfătuiesc și pe copii, pe tineri și pe Emanuela să își susțină studiile și să meargă mai departe, astfel încât să devină muzicieni de talent.
și încă un rând de aplauze pentru toți concurenții și pentru Emanuela. Eu sper ca toți să cânte și am o propunere, părinții, profesorii, să mergem la noi la școală de muzică, să continuăm festivitatea decernării premiului. Toată doala de acum încolo ținem la noi, mergem. Deci concertul și premiera și ce mai rămas. Mai cântăm. Da.